Poate te-ai întrebat până astăzi cum să faci bani cu TikTok. Așa că bine ai venit pe canal, urmează să vorbim despre asta astăzi. Nu uita că între timp noi vom lansa și un curs care te ajută mai mult să înțelegi cum să deschizi un canal pe YouTube, în caz că asta te-ar interesa. Și da, desigur, în manieră corectă, în manieră profi și cum acest canal îți va face și bani, nu-l deschizi doar de dragul de a-l deschide. Însă astăzi vorbim strict de platforma TikTok. Nu știu dacă ai observat, dar e o platformă foarte nebunească, e în trend acum și dacă știi ceea ce faci, cred că în mai puțin de 2 luni ai putea să atingi 100.000 de abonați, 100.000 de follower în cazul ăsta acolo. Dar probabil te întreb cum să faci bani din platforma asta și probabil ai văzut deja că au început să arate deja reclame cum o fac și pe YouTube și normal că în sinea ta te gândești, bă, sigur reclamele alea sunt monetizate cumva, doar nu se apucă platforma dintr-o dată să-ți facă reclamă la Pringles dacă ei nu și-au luat niște bani. Acum, deși asta este în trend și deși cred că urmează într-adevăr să ofere platforma monetizare și nouă celor care creăm conținut, până în prezent, în baza datelor pe care le-am căutat și eu, nu am găsit încă o modalitate de a monetiza strict clipurile pe care le pui pe TikTok. Însă stai liniștit că sigur va fi asta în curând disponibil. Însă vreau să-ți ofer aici o mică idee și anume, nu vreau să mai gândești cum o gândesc toți. Toată lumea vrea să facă bani depunând cât mai puțin efort. Adică scoți telefonul, tragi un clip pe TikTok de un minut și te aștepți să faci 300 de euro. Ceea ce amândoi știm că e cam improbabil. Pe lângă toată treaba asta, vreau să-ți dai seama că o gândești exact ca toți ceilalți. Și tu va trebui să o gândești puțin outside of the box, da? Vrei să ieși puțin din marea asta care o gândește și o vede într-o singură direcție. Și atunci, nu te mai gândi la TikTok în sensul de oare câte clipuri să pun să fac 100 de euro pe zi? Oare când va da monetizarea? Pentru că aici depinzi foarte mult de platformă, depinzi foarte mult de monetizare care, apropo, în final s-ar putea nici să nu o bage. S-ar putea doar ei să dorească să facă bani și să nu dea utilizatorilor sau producătorilor de conținut o șansă la treaba asta. Așa că în loc să fii dependent de chestia asta, învață să fii independent și dă-ți seama că TikTok-ul până la urmă este o platformă care captează foarte multă atenție. Atenția aia momentan este gratuită. Iar tu știind astea acum, întrebarea mea este de ce nu te-ai gândit să-ți postezi clipuri care promovează de fapt business-ul pe care l-ai. În alte cuvinte, postezi clipuri care acționează ca un funnel. Adică funnel ce înseamnă? Aici te prind, da? Aici atrag atenția. Tu m-ai găsit și aici vezi website-ul pe care vreau să intri de fapt sau vezi Instagram-ul pe care aș dori să mă contactezi în cazul în care ai niște întrebări. Poate te întrebi cât te costă cartea pe care am scris-o, poate te întrebi dacă am vreun curs, poate te întrebi cât o fi consultanța. Tu m-ai găsit pe TikTok, ok? Deci atenție, TikTok îl folosești ca o poartă către unde vrei tu să duci omul. Deci gândește-te așa în loc să te gândești să fac bani din vizualizări, să fac bani în funcție de cât de bun e contentul meu. Nu există content bun sau rău, corect sau greșit. Așa că apucă-te să faci conținut, însă dă-ți seama de ce o faci. Dă-ți seama care este pasiunea ta, gândește poate ai un business, ce business ai? Ai o sală de forță? Foarte bine. Oare ce clipuri ai putea să faci pe TikTok care să promoveze sala aia de forță, care să promoveze faptul că oamenii ar trebui să ofere importanța acestui lucru? Care este motivul pentru care eu aș veni la sala ta din absolut toate cele 25 care sunt la mine în oraș? Și pe lângă toată treaba asta, ți-am găsit clipul, mi se pare fascinant, bravo, l-ai tras super fain, cinematic fain, oamenii sunt ok din clip, sala ta mi se pare fascinantă, dar ce faci tu cu traficul ăsta? Ai pus undeva în descriere website-ul tău, ai pus undeva Instagram, mi-ai dat o formă să te găsesc sau ai pus și tu un nume acolo și ai sperat că eu o să caut? Adică folosește de toate chestiile astea și fac acest videoclip pentru că observ foarte mulți oameni care nu se prind de niște chichițe atât de mici. Iar chichițele astea atât de mici îi costă până la urmă o grămadă de timp. Nu vreau să vorbim de bani, pentru că eu nu știu dacă ți-ai dat seama, dar în viața asta nu banii sunt importanți, ci timpul. Adică timpul nu ți-l dă nimeni înapoi. Banii, hai să spun că îi mai pierzi, mai faci. Dar timpul nu ți-l dă nimeni și atunci vrei să-ți salvezi timp, vrei să salvezi din frustrări și din nefericire. Poate ești un om care chiar în secunda asta mergi la un job pe care îl urăști, faci jobul ăsta pentru că ai facturi de plătit, pentru că trebuie să-ți întreții familia sau trebuie să pui pâinea pe masă, trebuie să mănânci, trebuie să te îmbraci și atunci nu ai de ales. Fac acest clip pentru că eu am fost în postura aia o grămadă de ani din viața mea. Am fost în jur de 7-8 ani acolo, dar am decis într-o bună zi să plec
am plecat și bine a fost, pentru că nu m-am mai întors. Așa că astăzi, în prezent, când avem internetul, se pot face o grămadă de lucruri mărețe. Nu ezita să mă contactezi, nu ezita să lași un comentariu, nu ezita să faci coaching dacă asta îți dorești, îți putem oferi consultanță spre cum să activezi pe platformele astea încât să atragi cât mai multă atenție și, desigur, ulterior să creezi și vânzări. Dacă ai o pasiune la care vrei să lucrezi și încă nu știi cum, dacă ai deja o afacere, dar nu prea știi cum să-i faci marketing, noi ne ocupăm foarte bine cu asta și putem să te ajutăm. Așa că nu ezita, lasă-ne un comentariu. Dacă ai vrea să știi orice, ne găsești pe website, pe e-mail, ne găsești pe Instagram, peste tot. Te-am pupat și ai grijă de tine!